După Sovata, am ajuns și la Corun. Dacă ai ajuns la Sovata, neapărat trebuie să dai o fugă până la Corun. Localitatea e un adevărat magazin de artizanat, haine, obiecte de lut, de la un capăt la altul, înșirat de o parte și de alta șosele. Olarii iau lutul de lângă pârâu săcădat, care curge pe partea vestică a satului. Ei spun că este atât de docil de lucrat, e poți să-l întinzi pe pită. Pe lângă ceramică o să mai găsiți obiecte din lână, iască sau lemn. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului pe teritoriul satului au dovedit existența omului aici încă din cele mai vechi timpuri. Undeva sus pe o colină a dealului Firtuș s-au descoperit verigi de aur preistorice, iar în alt loc, trei monede de argint de la Augustus, Nero și Sabina. În subsolul localității se găsește un masiv de sare. În mod tradițional, localnicii folosesc pentru uz casnic saramura concentrată extrasă dintr-o fântână de slatină. Din vechi timpuri, locuitorii se ocupau de olărit, prelucrarea lemnului și comerțul ambulant. Corundul e cea mai înstărită localitate din zonă. Pe vremuri, sătenii din Corund extrăgeau sarea din apă prin fierberea acestea și schimbau sarea obținută cu cereale în satele vecine. Izvoarele de apă minerală au avut tot timpul un rol important în viața satului. Apa minerală de aici e recomandată pentru bolnavii de afecțiuni gastrointestinale, precum și celor care suferă de anemie. Apa este bogată în bicarbonați, clor, magneziu, calciu și fier. Folosirea apei a fost reglementată încă din timpul domniei împărătesei Maria Terezia. În fiecare zi de miercuri, cei de la Corund aveau dreptul de folosire a apei, iar în zilele de sâmbătă, cei din comuna vecină, Atia. Apa era pusă în butoaie de lemn, cărată cu căruța, fiind folosită în gospodării, cât și pentru animale. Corundul se poate lăuda și cu singurul muzeu de aragonit din România, sau chiar din Europa, după cum spun inițiatorii lui. Aragonitul este un mineral cristalizat pe o bază de calcar depus de către apele minerale sărate, bogat în calciu carbonat. Minereul de aragonit de la Corund e unic în lume pentru că se află la suprafață și se găsește sub formă masivă și nu apare în mină, la fel ca în alte zone ale Europei, precum Cehia, nordul Cehiei sau Slovacia. Dacă ajungeți în zonă, sper că v-am convins să vizitați și Corundul, satul care stă pe o munte de sare și pe un deal de bijuterii. Hai că mi-am și cumpărat ceva. Să-mi scrieți un mesaj dacă îmi stă bine sau nu. Vă salut!